Așa, și știi cum se aleg emisiunile pentru, da, din prezent trecut, cu toți crainicii și cu toți foștii care vor să facă și nu, e din suflet, da, energetic. Și din prezent în viitor, da? În 2030 suntem și în 2030 se face o selecție naturală. Și omul nu vine, povestește prostii și aurele și învățate de casă, nu, e energetic, e contact cu energia și îți vezi mai departe, de aia am mai spus-o. Și atunci, cumva, de două ori te gândești, mai bine stai acasă și ești sunat și chemat și invitat, fără să treci. Dar omul nu poate, omul e curios și vrea să vină să se probeze la un casting din ăla cu talpa iadului, știi ce zic? Și mă dă pe dilături. Mai bine stai frumos acasă, cred că și îți aștepți ghiliotina, ce ți se întâmplă în sensul frumos, știi? De unde ești chemat sau. Eu, de exemplu, tot așteptând să fiu undeva chemat, am înțeles că nu mă cheamă nimeni, că eu îi chem. Deci eu chem lumea. Eu aranjez, eu fac, eu dreg, eu pornesc televiziunile, eu pornesc, da? Eu pornesc toată lumea. Că e fildul curat, e pur, te-ai trezit, da, implozie, s-a trezit Miorița, da? Neîmpușcată, talpa iadului și zi avatarul, nu avatarul, mutanta, da? Și am zis că nicăieri nu plec, da? Aici stau, da? Și la mine vine totul. Totul vine la mine. Totul se întâmplă, da? Vine încoace tot. Și propun așa un fel de selecție, da? Fiecare stă pe la casele cui are și face ce-i place mai mult și se alege ce trebuie să fie. Liniștit, liniștit. Nu trebuie să te zbați, să te duci nu știu unde, să te cași pe tine de frică, ce întrebări primești și cine se uită de după cadru, da? Am trecut de vremurile alea. Dar dacă suntem tot în gândirea asta, eu mă distrez, eu mă uit. Da? Eu mă uit la așa ceva. Da? Mă hrănesc cu energiile alea de mult, da? Și le transmit, e bun. Așa, și partea a doua. Ce vreau să zic, să nu uit. Și atunci de două ori te gândești cum vorbești în prezentul viitor, viitoare emisiuni, da? 2030, cam cum e emisiunea, care o faci, care ești redactorul sau prezentatoarea sau prezentatorul sau managerul a televiziunii sau a emisiunii, da? Și cum o prestezi și despre ce vorbești și cum. Și stilul, da? Te gândești de două ori, îți bați joc tu de cine îți vine în emisiune sau își bate joc el de tine răspunzând, amândoi, da? Discutați înainte, bateți palma, ajungeți la un numitor comun, da? E una când. Cum era? Râzi cu tine sau râzi de tine, da? Acolo e, da? Râzi cu cineva? Da? Sau râzi de cineva. Acolo e. Și e foarte. Nu că se supără cineva, eu mă supăr, nu știu cine a zis de Mioriță sau nu știu, trebuia împușcată, să zicem, da? Nu că mă leg de cuvinte, că astea sunt și știu că sunt aruncate pentru mine ca să mă leg de ele și să promovez ceva undeva, da, e energia cu care mă hrănesc. Și nu super, nu super omul, super energia. Și nu super, dar o deranjez, e altceva. Deranjez acolo ceva și aia în loc să se întâmple așa în tine, se face așa. Și tu o pornești pe nu știu unde. Și iar 20 de ani umpli pe arătură. Și ce zic? Acolo te mai gândești. De aia se întâmplă lucrurile cum se întâmplă sau cum ar trebui să se întâmple.